De vineri până duminică, Suceava a găzduit Black and White Motorfest 2018, un eveniment organizat de clubul Chopper Academy Suceava. La Suceava au venit sute de motocicliști din întreaga țară. Principalele atracții ale evenimentului au fost cele două zile de concerte rock. Vineri seară, pe scena plasată pe platoul cetății de scaun a Sucevei, au concertat Help, Mihai Barbu Project, Urma și Vița de Vie. Sâmbătă, concertele au fost susținute de Tembres, Adamo Caduco, Eana și Cargo. Tot sâmbătă a avut loc cea mai mare paradă de motociclete din România. Peste 300 de motocicliști au defilat pe traseul Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc și retur. Spectatorii au avut posibilitatea să participe și la o tombolă, unde marele premiu a fost o motocicletă.